Mihai, Tavi Popescu la niciun lot? Briliantul? Este consecința faptului că meciurile din ultima perioadă sunt cum sunt. Adică că n-a existat. Nu mai iese în prim plan. Tavi Popescu acum 2 ani de zile dădea niște goluri senzaționale, avea niște acțiuni senzaționale. Și acum zici că nu, auzi, acum fără exagerare, că nu e o jignire, zici că e umbra lui Tavi Popescu de acum 2 ani. Greșesc, Mihai? Nu greșești, dar eu cred că totul depinde de el. Eu cred că e și o chestie mentală la el să iasă din conul ăsta de umbră. Eu nu știu. Probabil că cei de la FCSB vor încerca să-l reaprindă. E, Robert, mi se pare umbră. Umbra. Uite diferența între Alexandru, care are evoluții apreciate meci de meci, cu ce încredere joacă și ce lucruri încearcă pentru un fundaș central în repriza a doua. Și uite-te la Tavi, care știi ce se întâmplă la Tavi acum? Nu a, a ajuns în momentul în care nu are presiunea concurenței. Pantea, din păcate, s-a accidentat și în sănătoșire grabnică. Și în rest, ce concurență prea... să aibă Tavi cu Pantea? Păi era la Under te referi, am înțeles. La, da. Gata, înțeles. Este Pandelea. Nu, că mă gândeam la posturi acum. Nu. Da. Tu te referi că practic era acum, dat la vest, practic, e el și atât. El și atât. Încă 2-3. Că joacă, că nu joacă. El începe titular. În 95% din cazuri, el ar trebui să înceapă titular. Mihai. Și ar trebui să aibă ceva. O umbră, David. Ce e cu el? Nu mai joacă nimic. Ce vezi tu, văd și eu. Nu-mi dau seama ce se întâmplă cu el, pentru că e plin de talent. Eu l-am văzut și pe la antrenamente. Uh-huh. Dom'le, jos cu pălăria. Nu se vede nimic în joc. A început să nu mai facă diferența. Da? El are și un post în care trebuie să ieși la rampă. Ori o pază de gol, ori un gol, nu știu, o acțiune în care să dezechilibreze apărarea adversă. Eu cred că el prea mult oprește mingea. Când vine la el, el se oprește. În loc să încerce... Să dea rapiditate da. Jocului. Oricum deplasarea lui într-o preluare pentru poziție viitoare, știi, din preluare să ajungi să cauți o poziție facilă de joc, ori știu eu, prin transmiterea balonului mai repede, el face foarte multe atingeri la ora actuală. Nu știu. Eu, păcat, din tribună, ce văd, asta talentat. Este... Face și o greșeală tot timpul când primește mingea, să oprește. Și e cu spatele la poartă majoritatea. Să oprește, da. Încearcă aia să preie mingea undeva, încă un metru mai în față sau lângă, mai să schimbe o direcție de joc. Și eu m-am uitat la el, exact, nu își găsește locul undeva, unde cum ar trebui să joace. Repet, și nu, că nu e nicio exagerare, e o umbră. Este absent. Greșesc? Nu, e umbra lui Tavi Popescu. Zici că intră în primul 11 umbra eu lui Tavi. Eu mai cred ceva referitor la Tavi Popescu. Eu cred că el, în momentul când a apărut și a avut evoluțiile alea bune, el 90% din tot ceea ce făcea, făcea instinctiv. Făcea instinctiv. Nu s-a așteptat, n-avea nimeni mari pretenții la el. Bă, copile, intră și joacă. Acum eu nu știu ce se discută la FCSB și ce discuții sunt cu asta lumea, dar, copile. Dar eu așa văd lucrurile. Cred că el a avut libertatea și să facă cam ce vrea. Nu stătea să gândească. Nu stătea să... Făcea instinctiv. De ce faci așa? Păi așa mi-a venit. Deci la un moment dat chiar îl întreabă la un flash interview. Zice, păi ai luat mingea acolo. Așa am simțit. E, acum e și responsabilitatea și presiunea asta obiectivului. FCSB-ul joacă mai așezat și e o echipă pragmatică, vrea să dea un gol, parcă de multe ori parcă vedem CFR-ul ăla lui Dan Petrescu. Și el trebuie să plieze și pe un modul tactic, să acopere niște spații, să facă niște lucruri gândite într-un sistem de joc. Iar cred că aici el încă, eu cred că aici încă nu s-a adaptat, nu-și găsește, pentru că se vede de multe ori. Ai impresia că este stingher între ăștia ai lui, care joacă de 3 ani de zile de când a debutat. Nu mai e problema acum de acomodare, nu e problema. Cred că aici e de felul cum cineva îl face să înțeleagă că el trebuie să aibă creativitatea și ușurința aia care o avea când făcea totul din instinct. Acum trebuie să aibă lucrurile alea, dar gândite, să ajute echipa pe faza defensivă să fie implementat într-un modul tactic. Mai e ceva. Și cred că și postul lui nu îl avantajează deloc acolo unde joacă. În centru? În centru. Nu. Da, nu. El ori are nevoie de un vârf în față, să joace la vârf. Ați observat el câte sprinturi a făcut Coman?
Mă, ca un alergător de 100 de metri. Era numai în sprinturi. Mă, păi el face și penalti. Că de zice, doamne, ajunge acolo. Nu, de ce pregătit e, a ajuns să facă și penaltile. Nu, are potență, potență fizică. A fost un sprint de 30 de metri în partea stângă, în a doua repriză. A alergat, nu știu cine era de la SEP și domne, ziceai că este proba de 100 de metri sprint după o minge care se ducea către steagul de colț. Și prima repriză, când dă Radunovici o minge afară și cum a fugea? Să duce, nu, da, 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 să încerce să o prindă. Are o atitudine bună, e foarte bine pregătită, da. O contență fizică extraordinară. La Tavi putem să menționăm o fază care să vedem în sprintul ăla pe Tavi ieri pe teren? Niciuna. Aduceți-vă voi aminte, poate eu sunt nebun. Nu. Păi asta ați vrea să vă la Tavi Popescu, un jucător de 20 de ani, 2002 cât e el născut, da? Asta aș vrea să vă la el. Un pic de determinare, de spirit de sacrificiu, de dăruire în joc. Hai să zic, dăruire, asta e un termen comunist. Mamă, dăruire, cum ne spunea nouă pe da. Când aia. Bă, dar asta lipsește. Ăsta este singurul lucru. Nu mai poți să joci numai joc cu mingea la picior, exact, să faci ce vrei tu. Nu, și static. Nu, eu de-aia cred. Ce spun, da, că el zice, da, joacă instinctiv. Nici măcar instinctiv. Da, are o pătrățică și numai acolo stă. Eu de-aia cred că Coman în vară, indiferent de ce se întâmplă cu FCSB-ul, dacă câștigă campionatul sau nu, Coman, eu în momentul de față, cred că poate face față în străinătate. Cu pregătirea asta fizică care o arată meci de meci, mentalitatea, declarațiile, vedem. Auzi și la Cobra declarații. Cum a fost originalul, ca să băgați la cap, că vă tot dați mari, da? Că mari, vă uitați, mari cinefil. Da, 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 da. Zice Dem Rădulescu, noi urmărim și răspunde Jean Constantin, să nu fim urmăriți. Da. Le-am ghicit-o noi până la urmă, le-am combinat. Da, 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 bine, mortali. Pur e și păcat simt că nu avem atât de mulți jucători tineri, talentați, în momentul de față, chiar dacă federația încearcă să-mi aduci trafaletele, încearcă cu Under 21, cu impunerea asta de a fi un jucător tot timpul în teren, pe durata jocurilor. Ia, fă cu asta, fă din el trafalete ca să... Las că să-i fac așa, să-mi zici așa, dacă așa, te simți bine. E păcat că nu-și găsește locul. Păi gândiți-vă, acum un an jumate să punea problema tot timpul, dom'le, unde să joace Coman? Da. Că e Tavi. Da. Uite, da, acum Tavi nu-și găsește locul. Exact. Stai, și nu stânga, acum un an. Da. Ține minte că era Tavi care apărea minutul 85-90, da, lua mingea și îți dădea gol. Și făcea ceva. Da. Cu 0 acum, și acum nu mai prinde niciun lot. Acum nu prinde echipa națională, da, trist, la categoria, adică lui trist, vârstă, nu prinde niciun lot, știi? E clar că e ceva, poate fi ceva și extra fotbalistic, poate probleme în viața, nu, particulară. Eu cred că tu ai foarte mare dreptate, Robert. Eu cred că el instinctiv, făcea mult, da, totul instinctiv, da, iar cred. Acum presiunea e la el, problema e la cap. Cum m-am gândit și la genul evoluția mea care am avut-o de la 18 ani când am jucat în prima divizie. Eu am impresia că am urcat câte o treaptă în fiecare zi. Niciodată n-am coborât. Am trecut la nivel... De la nivelul ăla, mai sus, da, dar nu mai în sus s-a mers. Ai fost și tu, ca să dau și eu cu trafaletele, da, pe bune, ai ia fost tu. Ia o frunză de palmier. Mă auzi, Adrian Ilie, să-mi iau o frunză ia, de palmier. Ai fost Adrian Ilie. De nu e, stai puțin, eu mă gândesc la altceva. Vorbim de evoluție, de constanță. Asta spun. Ajungi la 18-19 ani și începi să joci bine și peste 2 ani de zile tu, în loc să urci treptele astea, să mergi în sus, nu mai ajungi nici la nivelul ăla care l-ai început. Da.